Un proiect de act normativ postat spre dezbatere publică propune ca plata subvențiilor pentru agricultori să se facă în mod diferențiat. Astfel, cei care lucrează între 1 și 5 hectare vor primi plăți redistributive de doar 5 euro pe hectar, adică de 10 ori mai puțin decât ceilalți fermieri. APEA susține că se face diferențierea pentru a încuraja comasarea terenurilor, iar agricultorii spun că micii fermieri vor fi vitregiți dacă se aprobă aceste subvenții foarte mici. În data de 26 martie 2016, Palatul Copiilor Adrian Băran din Slatina, prin cercul de teatru coordonat de către profesorul Mădălina Balica, organizează cea de-a patra ediție a concursului regional de teatru Se caută un actor. Evenimentul va avea loc începând cu ora 9 la Centrul Cultural Eugeniu Nescu din Slatina. Concursul se adresează elevilor din clasele 1-4 de la instituțiile de învățământ care doresc să-și pună în valoare talentul artistic și creativitatea prin intermediul artei dramatice. Luni 28 martie, ora 12, sala de festivități a Bibliotecii Județene Ion Minulescu din Slatina va găzdui un eveniment cultural la care va participa poetul Ion Mureșan, laureat al Premiului Național Mihai Eminescu, opera Omnia. Manifestarea este organizată în parteneriat cu Societatea Culturală Eugeniu Nescu, Școala Gimnazială Eugeniu Nescu din Slatina și Centrul Județean Cultural pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale și Culturale Olt, cu prilejul Zilei Mondiale a Teatrului și a Simpozionului Eugeniu Nescu, prima 100 de ani, ediția a 7-a. În perioada 7-25 martie, Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt a organizat o serie de concursuri sportive în cadrul Cupei Jandarmeriei Oltene. La această competiție s-au înscris aproximativ 70 de jandarmi, care pe parcursul a 3 săptămâni s-au întrecut la șah, tenis de masă, fotbal, tenis, Kandenberg, ștafetă 4 ori 300 de metri, circuit și ciclism. Câștigătorii concursurilor sportive vor fi premiați în cadrul unei activități festive, prilejuită de sărbătorirea 166 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. Competiția a fost organizată cu sprijinul Asociației Sportive Oltul 746. Fostul mare fotbalist Johan Cruyff a murit joi la vârsta de 68 de ani după ce anul trecut a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. Johan Cruyff, unul dintre cei mai valoroși fotbaliști și antrenori din lume, a evoluat ca jucător la echipe ca Ajax, FC Barcelona sau Los Angeles Aztec.